Sfârșitul săptămânii trecute a fost plin de muzică și voie bună. Mehedințenii s-au distrat în număr mare la sărbătoarea fiii satului Bunoaica, un eveniment devenit deja tradiție în această zonă a județului. Administrația locală condusă de primarul Doru Țărlui, alături de Mihaela Țărlui, au depus toate eforturile pentru o ediție de neuitat. Simplitatea și frumusețea oamenilor din această localitate, care păstrează puritatea tradițiilor și portului popular, fac din sărbătoarea fiii satului Bunoaica un eveniment special. Nu întâmplător, poeții au scris despre veșnicia satului românesc. Oamenii din Bunoaica ne învață de fiecare dată să ne reîntoarcem acasă pentru a ne recăpăta echilibrul și siguranța, puterea de a o lua de la capăt, de fiecare dată și credința că undeva avem un loc al nostru. Acest eveniment din comuna Cireșu păstrează puritatea tradițiilor și a portului popular, iar obiceiurile moștenite sunt duse mai departe de copiii talentați. Primarul comunei Cireșu, Doru Țărlui, este un bun profesionist care pune accent pe tradițiile și autenticitatea locului. De fiecare dată este atent la nevoile cetățenilor și nu uită niciodată de bunăstarea lor, oferindu-le evenimente de neuitat. În actualul context social, astfel de sărbători sunt o binecuvântare, oamenii reușind să uite pentru câteva ore de problemele cotidiene și să se bucure de frumusețea cântecelor, a portului și a tradițiilor de la munte. Mihaela Țărlui este o doamnă extrem de implicată în societatea din care face parte, fiind cunoscută pentru profesionalismul său, dar și pentru iubirea față de cetățeni și de tradițiile locului. Pe data de 21 august, în comuna Cireșu, va avea loc un alt eveniment important, în imediata apropiere a uneia dintre cele mai impresionante peșteri din țara noastră. Consiliul Județean Mehedinți, Centrul Cultural Nichita Stănescu, Direcția Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți, împreună cu Primăria și Consiliul Local Cireșu, vă invită să participați la cea de-a 59-a ediție a sărbătorii câmpenești Peștera Topolnița.